Tănase intră în careu și respinge de pe linia porții Camora. Nu, este gol. Gol marcat de Steaua. Iată și bucuria lui Costel Gâlcă la o fază în care am văzut încă o dată măestria lui Cristi Tănase. A intrat de carul Stelei în careu. L-a lobat pe Mario Felgheirașcan în curtea școlii. Mario Camora probabil își reproșează și el ceva la această fază. 1-0 pentru campioana României în minutul 15. Steaua dă lovitura aici în Gruia. Iată și pe Cristi Tănase, s-a dus lângă suporterii Stelei. Încă o dată faza de la care a plecat deschiderea scorului. O aruncare care a surprins pe apărătorii celor de la CFR. A venit Mario Camora, însă nu mai putea face nimic portughezul. Mingea depășise linia porții. A fost și o greșeală a lui Rada. Da, pare mai mult autogol din această reluare. Depășit Mario Felgheiraș și Steaua reușește să puncteze pe tabela de marcaj.